N-am jucat niciodată un titlu din seria SnowRunner, MudRunner și ce-au mai făcut ei pe acolo. Ca un noob ce sunt în acest gen de simulatoare cu pneuri prin noroaie cu multe grade în inclinații, Expedition The MudRunner Game este jocul bărbătesc de aventuros de care nu știam că am nevoie. Și după ce am petrecut destule ore cu un preview build, pot declara încântat că m-am distrat pe cinste, băi, wow, ești nebun cu acest simulator de off-roading extrem. Pentru ăștia cu volane și nebunii de astea, confirm că jocul are și first person, deși cred că e mai înțelept să ții camera în afara mașinii ca să vezi pe unde calci. Prima impresie pe care mi-a dat-o Expeditions după nici măcar un minut de gameplay a fost că e plin de potențial. Cel puțin pentru papilele mele gustative care încă nu luaseră contact cu așa ceva. Nu știam la ce să mă aștept, dar sincer, cred că e cel mai mișto mod să joci așa un titlu. Adică să fii complet în necunoștință de cauză și să descoperi singur sistemele de gameplay. La urma urmei, trebuie să mai încerci și altceva în afară de AAA-uri peste AAA-uri. În Expeditions The MudRunner Game, lucrurile stau destul de simple. Ai un vehicul, fie camion sau ceva mai mic, dar tot echipat pentru off-roading extrem și diverse misiuni de îndeplinit. În joc am numărat undeva pe la 88 de misiuni. A, și din astea 88 misiuni, vreo 41 erau în munții Carpați, deci poate vedem ceva cunoscut și pe acolo. Alte 40 erau prin Arizona și restul într-un loc numit Little Colorado. Și dacă la final de zi reușești să faci obiectivul și să ieși cu mașina ta încă în stare de funcționare, ești bine plătit. Iar cu banii câștigați, cumperi vehicule noi, upgrade-uri și tot felul de echipamente tehnologice sau chiar rudimentare ca să faci față la viitoare aventuri și mai a dracu. Faza interesantă e că la început de misiune ai un prep phase sau faza preparatorie care te costă bani. Un fel de cu cât câștigi mai mult, cu atât cheltuiești mai mult. Sună cunoscut? În acest prep phase unde te pregătești, poți să-ți cumperi nu știu ce ancore pentru noroi sau puncte de ancorare, le mai zice, capcane foto pentru animale, dronă, niște beacons de lumină, nu știu cum s-ar zice la noi, dar marchează zonele sigure, aparatură de telemetrie și alte dispozitive ingenioase care îți ușurează viața de șofer de camion. Cel mai notabil dintre toate este cricul hidraulic, care te ajută să-ți readuci mașina pe orizontală după ce inevitabil ai să o răstorni. A, și mare grijă la ape adânci, ăsta e simulator, dacă intri cu mașina până la parbriz în apă, ți-a murit motorul și plutești în derivă până dai restart game. Evident că poți evita asta și uneori chiar scapi cu ajutorul vinciului, dar nu mereu. Și dacă stai 40 de minute ca după aia să dai restart, îți cam vine să spargi parbrizul monitorului. Primul meu contact cu primul minut din joc a fost cam așa. Eram la volanul unui cazan de pe vremea când ceașca era tânăr flăcău și ca să plec trebuia să eliberez frâna de mână. S-ar putea să nu pară mare lucru pentru voi, dar eu am fost luat prin surprindere de aparenta banalitatea momentului. Am ridicat-o sprânceanul și am spus, asta e destul de interesant, ce avem noi aici? Pentru că mecanica asta de gameplay simplă era ceva complet nou pentru mine față de, nu știu, The Crew, Motorfest sau Forza Horizon, unde pornești când vrei și aia e. Așa că am continuat și gameplay-ul s-a simțit la fel de bine precum îmi prezicea sentimentul meu anterior. În gaming, uneori, un element de gameplay nou, cum ar fi eliberează frâna de mână, poate indica faptul că te așteaptă lucruri mega awesome. Ca de exemplu la un film unde începutul e foarte bun și probabilitatea ca restul filmului să fie la fel e destul de mare. Dar lăsând deoparte uimirea mea neuronal lipsindă cu situația frânei de mână, cel mai mult m-a impresionat motorul grafic al jocului și mai ales cum simulează fizica în interacțiunea cu mediul. De cum apeși pe accelerație și virezi puțin, frate, simți că ești acolo. Dacă încerci să treci, nu știu, peste o piatră mai mare, de exemplu, și mai ieși acoperită în noroi, vezi suspensiile cum lucrează în overtime, simți contorsionarea camionului cum alunecă. Și nu mai zic atunci când ești la un metru în noroi și efectiv vezi cum se deformează solul sub roțile tale. Bă, e ceva de capul lui și nu exagerez. N-am mai văzut nivel de simulare atât de avansat. Mai ales atunci când ești împotmolit și schimbi din tracțiune spate 2x4 în tracțiune full-wheel drive 4x4, mai și freci setările pe la diferențial și când ieși în final din mocirlă, hai leu! Bă, e fun! E fun în dragi senzația. Ce mi-a plăcut cel mai mult la genul ăsta de interacțiune era că al meu creier se comporta ca și cum ar fi fost acolo în viața reală. Sună clișeu, dar simțeam de parcă chiar eram la volan și luam decizii în consecință. Și mai ales că gameplay-ul ăsta e întărit și de vizual. Cum vezi căldura că se degajă de la capotă când o turezi de-o ia mama dracu, cum iese fumul negru din eșapament de-l miroși practic în cameră unde joci și știi că cel puțin 3 habitate de animale pe cale de dispariție
dispariție din apropierea camionului tău sau că am dus într-un loc mai bun. A, și încă un lucru foarte fain, ai informații despre starea vehiculului oricând vrei. De la condiția roților și a pneurilor, că aparent sunt două chestii separate, a sistemului de transmisie și motor, până la rezervorul sau rezervoarele de combustibil și suspensie. E asemănător cu un survival game, doar că în loc de foame, frig și cât de ud ești, ai condiția vehiculului. Și dacă se strică, poți repara pe loc dacă ți-ai luat destule surse în acel prep phase. Un alt sistem de gameplay pe care l-am găsit captivant e că poți desumfla sau umfla anvelopele când vrei, mai completezi cu benzină dacă rămâi fără, dar cele mai faine interacțiuni sunt datorită gadgeturilor ca vinciul sau cricul cu care te resetezi. Așadar, ultima întrebare din game design este, fiind un joc mudrunner, cât de greu e tate? Sincer, e pe cât de greu îl faci tu. Exact ca într-un Souls, dacă te adaptezi, dacă ai răbdare și înveți ce trebuie să faci, vei supraviețui mai mult și mai des. Dar dacă te grăbești și nu mai scanezi să vezi nivelul apei care nu pare adâncă, ajungi barcă. Cât am jucat, am ajuns cu burta în sus în râuri de mai multe ori pentru că am crezut că trec nouă problemă. Deci, în alte cuvinte, treci sau mori în funcție de abilitățile tale de conducere. Și la final de zi, butonul de restart este acolo pentru tine. Dar cel mai important aspect e că jocul nu este nedrept. Singurul lucru care te poate avaria e doar skill-ul tău și atât. Acum, la grafică, jocul arată frumos. Nu e uimitor, nu e vreun Alan Wake 2 sau Cyberpunk 2077, dar nici nu trebuie să fie. Mai ales că e cross-gen, nu fully current-gen. Oricum, când e în calcul nivelul super avansat de simulare, devine evident că nu poți avea o mega fidelitate vizuală care ar rula și pe PS4. Dar, repet, arată foarte bine, am zero plângeri la capitolul ăsta, mai ales când vorbim de performanță. Totuși, rețineți că am jucat un preview build, un alpha sau vertical slice ce-o mai fi fost, deci nu reprezintă jocul întreg. Și totuși, mă bucur să spun că a rulat de la foarte bine în sus. L-am jucat pe PC-ul meu cu Nvidia RTX 4080 și i9-13900K, la rezoluție nativă 4K cu setările la ultra, iar Expeditions nu a coborât sub 100 de cadre pe secundă, cu o medie de cam 108-110. 10 FPS. În funcție de ce se întâmpla pe ecran, aveam și chiar peste 120 FPS, semne că jocul e bine optimizat. Am întâlnit o singură mare mică problemă de încărcarea texturilor de noroi într-o situație care nu s-a rezolvat de la sine, dar nu e ceva ce o mică actualizare nu ar putea remedia. La departamentul de sunet, Expeditions bifează toate căsuțele. Adică efectele sonore sunt precise și clare, totul sună exact cum ar trebui. Muzica e și atmosferică și am rămas plăcut surprins să văd cât contribuie la imersiune. Melodiile sunt blânde și potrivite, dar niciodată repetitive. Expeditions, a Mudrunner Game, vine pe 5 martie pe PS4, PS5, Xbox Serie XS, Xbox One, Nintendo Switch, ca să vezi, și PC pe 5 martie. Și lasă un like dacă ți-a plăcut clipul ăsta. Numai bine!